Foarte prost. Față de anii trecuți, sigur că a fost. A fost rea. De ce? Păi din cauza săștii ăștia. De alt an o să fie mai greu. Anul ăsta a rămas de anul trecut mai mâncăm, dar la anul o să fie mai greu. Dacă e puțin anul ăsta, la anul și mâncăm. O să bagi la afaceri și ăștia care umblă și fac sport, importă, și ne dea la ăștia necăjă să mâncăm. Cumpărăm de la dânși. Numai din import. Nu păi, mai fi autohton. Păi dacă de altă parte, dacă noi în țară nu s-a făcut prea puțin. Față slabe, nici nu s-a făcut. La anul mai rău, nici nu poate să are. Nu pot să descuiesc, să am greu, să am ceva mic. Încă nu pot, sunt puțin. Puțin, mititei, mici, ca ai babile. Așa, nu, dacă nu plouă deloc, nu s-a făcut. Ce să faceți? Cum o să fie la anul? De la anul, poate Dumnezeu să ploaie. Dacă plouă, se face. Dacă nu plouă, nu se face. De la magazin, că ies magazin la noi și cumpărăm orice de acolo. Eu stau ca la oraș. Cumpăr orice, orice cumpăr. Campania de recoltare este întoi în județ. Fermierii adună de pe câmp puținul ce le-a mai rămas în urma secetei. În județul Vaslui, campania de recoltare a culturilor agricole este în deplină desfășurare. La Floarea Soarelui Consum, recoltatul s-a realizat în procent de 43%, cu o producție medie obținută în prezent de 1215 kg pe hectar. Recoltatul la porumb boabe consum este realizat 22% pe o suprafață de 21.893 de hectare, iar producția medie realizată este de 853 kg pe hectar. Mai menționăm și strugurii de masă, care au fost recoltați în procent de 70% de pe suprafața totală de 274 de hectare, iar producția medie realizată este de 4.487 kg pe hectar. Din nefericire, recoltele din acest an sunt mult sub media normală. Producțiile care au fost obținute în acest an în urma recoltării culturilor agricole sunt vizibil mai mici față de anul agricol anterior, am putea spune practic la jumătate. Până în prezent s-a eliberat o suprafață de peste 93.000 de hectare de teren și deja mai bine de 38.000 de hectare au fost însămânțate.